Lăudați să fie Domnul! Frații mei, gândiți-vă doar la faptul că sunt oameni care își practică viața de credință în condiții foarte vitrege, în condiții de risc, de mare pericol. Gândiți-vă la fratele Wurmbrand, care a stat probabil 12 ani în pușcărie și nu a predicat nimeni ca și predica de mai devreme. Predică bine structurată, care a pus în evidență adevărurile lui Dumnezeu. Gândiți-vă că nu a auzit coruri și fanfare, nu i-a cântat nimeni. Gândiți-vă că a fost obligat să mănânce lucruri pe care eu nu pot permite să le spun astăzi în ziua învierii de aici de la microfon. A fost bătut crunt. A trăit o viață mizerabilă pentru că îl iubește pe Dumnezeu. Și totuși a murit în credință. Noi avem privilegii imense. Avem o ceată de predicatori care se pregătesc pe rând să aducă cuvântul Domnului într-o manieră pe înțelesul frățietății. Avem formații care se străduiesc să învețe cântări noi și înălțătoare, avem ordine, liniște, avem tot ce ne trebuie. Nu știu dacă lucrul acesta este bun sau rău, știu doar că e diferit. Mă adresez dumneavoastră înainte de momentul rugăciunii și vă spun următoarele cuvinte. Învierea este evenimentul care încununează procesul realizării mântuirii pe care Dumnezeu a organizat-o. Învierea face diferență între oameni, între credință și necredință, expunându-i sau implicându-i. Gândiți-vă doar la următorul lucru. Dacă toți oamenii din vremea aceea ar fi fost ca un membru al Bisericii Betania, a mai fi ajuns creștinismul până astăzi? Gândiți-vă dacă toți creștinii de atunci până astăzi, mulți murind pentru credința lor și trăind în condiții foarte grele, dacă ar fi fost ca unul dintre noi, ca stil de viață, priorități și convingeri, ar mai fi ajuns creștinismul până astăzi? Aș vrea să ne gândim la lucrurile astea ca la o provocare pe care Dumnezeu ne-o face de Paște, de înviere. De ce nu vrem să fim ca oamenii de atunci, pentru că Dumnezeu ca și atunci lucrează și astăzi. Aceeași înviere este și astăzi, același Hristos, aceeași cruce, același sânge, aceeași mila lui Dumnezeu care te urmărește de când te-ai născut. Același Domn care îți face bine și îți ascultă când nu te mai poți ruga și gemetele din timpul nopții, când cei mai buni prieteni dorm și nu știu de durerea ta. În dimineața aceasta, Domnul îți spune la înviere următoarele cuvinte: te aștept de atâția ani să iei decizii care ies din obișnuit, care te fac o persoană specială. Dacă o femeie ca Maria a putut deveni omul despre care, sau pe care îl prezintă Scriptura, de ce nu putem deveni și noi? De ce rutina, obișnuința, toate acestea pun stăpânire pe noi? Aș vrea să ne rugăm, frați și surori, astăzi și dincolo de bucuria pe care o încercăm în această zi specială, în acest program frumos organizat, aș vrea să ne uităm la noi și să ne întrebăm dacă oamenii de atunci ar fi fost ca noi, ar fi supraviețuit creștinismul? Dacă noi nu suntem ca ei, vom avea parte de ce au ei? Vă invit să ne rugăm.